Suntem aici în seara asta datorită acestui adevăr pe care l-am cântat, că undeva, pe un deal, un sânge nevinovat a curs pentru lumea întreagă și pentru fiecare dintre noi. Noi am avut privilegiu și harul din partea lui Dumnezeu să și credem asta și iată că datorită jertfei sale suntem adunați aici în seara asta. Domnul să fie lăudat! Vreau să citesc un cuvânt din Biblie, foarte scurt. Este vorba de două versete dintr-un psalm foarte cunoscut. Nu că n-ar fi interesantă continuarea, dar mă interesează doar o anumită temă pe care vrem să o dezbatem în seara asta. Este vorba de psalmul 103, primele două versete. Îl putem recita pe de rost, dar haideți să ne uităm totuși în Biblie. E valoros momentul ăsta. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Sunt și am fost foarte, foarte aglomerat în anul ăsta și pe finalul ăsta de an. Și într-un fel inima mea s-a liniștit că am venit în seara asta aici, pentru că nu sfârșesc anul fără să împlinesc măcar o bucățică dintr-o dorință de un weekend întreg. Dar nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta să ne revedem. Și e foarte frumos că ați făcut gestul să veniți atât de mulți în seara asta la biserică. Cunoaștem foarte mult cât de greu este în afară, cu aglomerația, cu munca, și admir într-un mod sincer și public românii din diaspora care fac eforturi colosale de a veni la ore târzii la biserică. Am văzut și în Spania 8:30, după un timp epuizant, caută fața Domnului și biserică. Sunteți o minune. Personal sunt încântat, nu pentru că noi am venit, ci pentru că simt și cred în inima voastră este o dorință de a-L căuta pe Domnul. Și cred că Domnul ne-a onorat deja cu prezența Lui în rugăciune și în cântare. Și credem că Dumnezeu ne va onora până la capăt. Domnul să se atingă de orice inimă. Nici eu, nici frații de aici nu știm ce aveți în inimă. Ce lupte aveți, ce plusuri aveți, ce minusuri avem. Dar Cel care cunoaște toate lucrurile, L-am pomenit de multe ori aici, în seara asta, este Domnul. Și noi ne bazăm pe El și pe puterea Lui. Aș vrea să abordăm o temă foarte simplă, zic eu, dar de un real folos. Poate să fie o predică preventivă, poate să fie un mesaj direct, tranșant în seara asta pentru cineva. Este vorba de un moment pe care David îl realizează, are o discuție cu el însuși, e o discuție cu el aici. Discută cu sufletul său. Stimații mei, frați și surori și prieteni, e bine să avem asemenea discuții cu noi. E bine să avem momente în care să ne oprim. Am discutat cu un prieten care l-a prins valul foarte tare, foarte bun prieten. Și atât de multe lucruri a vrut să facă, și spirituale foarte multe, și avea și o afacere în România. Un om deosebit, îl iubesc din toată inima mea. Nu-i de origine român. Și la un moment dat am simțit că a dispărut efectiv. Nu l-am mai văzut. Am întrebat prietenii mei și ai lui. Și mi-a zis, nu știm ce se întâmplă cu el. S-a retras. În urmă cu 2 săptămâni am vorbit și a spus, Gabi, n-am mai reușit să fac față vieții. Și am avut o discuție cu mine însumi. Și am citit un psalm, tot timpul am citit psalmul ăla de 100 de ori, poate de 1000 de ori. Dar am sărit peste ceva care era scris între versete, oprire. Și ce, odată când l-am citit, simțeam că mă prăbușesc, că a făcut și un preinfart, și am citit oprire. Și zice, ăla a fost mesajul lui Dumnezeu pentru mine. Și m-am oprit, cred că a trecut vreun an și ceva și acum e mult mai bine. În viață trebuie să ai momente în care să reflectezi la inima ta și la trăirile tale și la luptele tale, să vezi exact unde ești.
David a simțit că ceva nu funcționează, că este într-un pericol și a zis: suflete, suflete al meu, binecuvântează pe Domnul și ai grijă, nu uita. E foarte pretențios David cu el. Vă invit pe toți care sunteți aici, nu fiți lejeri cu dumneavoastră. Pentru că există o tendință în noi de a ne scuza mereu aproape orice apucături le avem. Am fost obosit, a fost aia, a fost ăla, a fost ea, a fost celălalt. El e foarte pretențios cu el și spune: suflete, trebuie să fii atât de atent cu ce se întâmplă cu tine și în tine și înspre tine, că nici măcar nu vreau să-ți permiți o binefacere să uiți, niciuna. Vreau să vorbesc în această seară despre uitare. Cu toții uităm. Ne-am dat seama și noi, și eu și Cristi, că venim spre dumneavoastră din prea multă aglomerație, am uitat câte ceva. El și-a uitat cureaua, dar și-a cumpărat alta. Și eu mi-am uitat sacul acasă. Uităm, e adevărat. Indiferent de vârstă, uităm. Am spune că, eu cel puțin, că simt că îmbătrânesc. Nu este cazul lui Cristi, nu? Dar când am fost mici copii, și atunci uitam. Eu, în special, uitam. N-aveam prea multe haine, dar mai le lăsam dintre ele pe câmp, presărate. Veneam acasă și spuneam maică mea: unde ți-i haina, puloverul, bluza? Nu știu. Ai uitat-o pe câmp. Ai uitat-o la școală. Și, într-adevăr, de multe ori am uitat. Și mama mea și a voastră ne spunea câte o frază câteodată: și într-o zi o să-ți uiți scapul. Da? Mi-aduc aminte că am fost într-o biserică și pastorul a fost atât de, nu știu în ce țară, și am fost și atât a fost de ocupat cu noi, cu musafirii, și a uitat nevasta la biserică. Ne-a dus acasă la o familie unde să mâncăm și zice fiică sa: unde-i mama? Și ai de capul meu, ne-am uitat soția la biserică. Nu i-a fost prea ușor seara aia. Am mers după ea, a adus-o. Dacă o experiența noastră de păstori, ne uitam din când în când printre rânduri. Ne uitam printre degete la nevastă sa și am văzut că nu să aibă deloc o seară ușoară după ce plecăm noi. Efectiv, a uitat-o la biserică. Da, erau și puncte în plus că a fost atât de devotat lucrării încât a uitat de nevastă. Nu-i prea bine. Mereu uităm. Și o să mai uităm lucruri și persoane, poate. Dar cel mai periculos lucru din lumea asta este atunci când riscăm să uităm pe Dumnezeu. Riscăm să uităm pe Dumnezeu. Riscăm să uităm, când uităm pe Dumnezeu, uităm foarte multe lucruri. O să vedeți. Ăsta e un risc major. Atât de tare ne prinde valul vieții și suntem împresurați de atât de multe probleme, încât putem să uităm de Dumnezeu. Putem să uităm de dragostea Lui, chiar slujind, o să vedeți. Și făcând lucruri grozave pentru El, putem uita de Dumnezeu. Aproape că nu vă vine să credeți. Mă gândesc în seara asta să pun o întrebare. De ce oare e posibil oamenii și noi să uităm de Dumnezeu? Care ar fi câțiva factori? Primul care vreau să vi-l aduc aminte, sunt ușor de memorat, dar câteodată experiența ne spune că lucrurile ușoare care ne zboară așa de la predicator, de la Dumnezeu prin predicator și prin oamenii săi, păi asta nu e foarte important, ne-am dorit niște lucruri foarte complicate ca să ne stârnească. Greșim. Primul lucru sau motiv pentru care de multe ori îl uităm pe Dumnezeu este că interpretăm foarte greșit și superficial bunătatea lui Dumnezeu și binecuvântările Lui în viața noastră. Într-un cuvânt așa mai înspre Noul Testament, interpretez, riști să interpretez și dumneata și voi într-un mod superficial și greșit harul lui Dumnezeu. Și atunci uiți. Pentru că așa uităm să-i spunem lui mama și lui tata mulțumesc, pentru tot timpul ai impresia că haina aia care ți intră pe tine,
că papucii care ai în picioare, că sandwich-ul de pe masă, toate ți se cuvin. Și spui, mamă, ce să... Toate vin că trebuie să vină. Nu-i chiar așa. Toate se întâmplă că trebuie să se întâmple. Dumnezeu e bun și cu asta am încheiat. Dumnezeu e bun și am împachetat povestea. David a spus, atenție, suflete, că riști imens dacă începi să uiți una din binefacerile lui Dumnezeu. Asta va aduce a doua, a treia, a cincea, a șasea și la un moment dat te vei trezi că vei uita efectiv de Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră de la balcon din sală v-ați gândit foarte mult la Dumnezeu săptămâna asta. Vă întreb dacă vă gândiți la Dumnezeu aici în biserică, chiar aici vă puteți să nu vă gândiți. De atâtea ori suntem în biserică și nu ne gândim la Dumnezeu. Ne gândim la cine cântă, ne gândim de ce nu cântă, ne gândim de ce e așa și de foarte multe ori în biserică ne gândim la alte lucruri în afara bisericii. De multe ori închinarea care trebuie să fie aici în biserică nu se întâmplă. Noi nu cântăm cu cei ce cântă, noi ascultăm pe cei ce cântă vreo 3-4 fraze, după aia mintea ne fuge în altă parte. Dumnezeu ar vrea să ne binecuvânteze prin cântare, prin îndemn, printr-un cuvânt spus aici. De foarte multe ori ați pierdut mari miracole pe care Dumnezeu a vrut să vi le dea, au fost răspunsuri concrete, nu trebuia să mai mergeți la niciun proroc. Dumnezeu a venit să vorbească în biserică, dar tu nu erai prezent aici cu mintea. Și Dumnezeu a vrut să-ți vorbească ție, domnișoară, care ai o problemă și vrei o perspectivă și vrei un răspuns. Dar n-ai fost atent și ai uitat că de fapt noi ne-am adunat aici în seara asta în numele Celui care a venit să ne vorbească. Și numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am mai spus și cu o altă ocazie la predică. Atunci când eram copil, era o altă vreme atunci, stimați tineri și tinere, sper că mă înțelegeți pe românește. Era o altă vreme. N-am înțeles atunci de ce părinții mei și ai voștri, al multora, care sunteți de vârsta mea, ne cerea câte un lucru așa. Eu am zis că lucrul ăla e foarte puțin. Este un lucru minor, nici n-am înțeles de ce ei ne cer să nu. Vezi să nu. După ce am devenit eu însumi tată, mi-am dat seama cât de important este să nu. Știți când am plecat în armată sau am plecat de acasă un timp mai lung sau mai scurt? Și părinții ne-au dat ce au putut atunci și ne-au pus în plasă ce au avut. N-au avut prea multe lucruri. După aia ne-a spus să fiți cuminți, să fiți buni, să nu uitați de Dumnezeu. Și dacă se poate să nu ne uitați nici pe noi. Să ne scrieți, era atunci. Ai ajuns acolo, spuneți-ne doar atât, suntem bine. Și am zis, Doamne, ce părinți, cât de puțin cer ei. Peste ani, v-am spus că am devenit și eu părinte și mai nou bunic și îmi dau seama cât de important este ca fiii mei și fiicele mele să nu mă uite. Îmi dau seama că nu-mi doresc nimic mai mult. Oricum n-au prea multe lucruri să mă ajute. Nu le cer să facă și aia și aia. Bă, dacă mă mai sună Sara ziua când în pauză, are ea stilul ăsta. Și ieri m-a sunat. Și Sara, ce s-a întâmplat? Și nimic, am vrut să știu că ești bine. Doamne, ce grozav! Atât. Simt că exist, simt că-s tată. Simt că am crescut bine fata aia. Simt că copiii au priceput peste ani că am avut și un rol până în viața lor, în tranzit. Și mai aduc aminte așa de noi. Pentru că dacă ei uită de noi, ne dăm seama că toată osteneala noastră și toată lupta noastră și tot sacrificiul nostru și toată implicarea noastră și toată cheltuiala noastră nu prea are rost. Și până la urmă mulțumirea unui tată este că vine fata și fiul și te îmbrățișează. E absolut normal. Nu-i nimic spectaculos și totuși asta indică că acolo există o relație care funcționează. Există o relație care funcționează. De ce uităm de Dumnezeu? Din cauza bunăstării și din cauza unei înțelegeri greșite a acestei povești a Harului Dumnezeu. Sunteți aici, în Irlanda, poate o duceți mult mai bine decât în România, poate. Și în România o ducem bine.
N-ar rost să ne plângem. Noi suntem români, suntem un popor foarte plângăcios. În marea parte degeaba. Niciodată nu ne-a fost mai bine decât astăzi. Niciodată, de când istoria poporului român, nu a fost mai bine ca și acum. Nici din punct de vedere al libertății, nici al exprimării, nici a bunăstării materiale efective. Deși se spune că România se moare de foame, nu prea așa. Haideți să-L vedem pe Dumnezeu în raport cu poporului drag. Doamne, că dacă ne uită pe noi copiii, câteodată îi mai înțelegem, dar să-L uiți pe Dumnezeu, tu, popor evreu, e complicat. Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 10. Iată ce vorbește Domnul. Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri în țara pe care a jurat-o părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune, să fiți foarte atenți, pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul. Ce înseamnă să intri într-o casă și nu tu s-o zidești? Ce înseamnă să fie casa plină de tot felul de bunătăți și nu tu să le aduni? Ce înseamnă să bagi găleata în fântână, să scoți apă și nu tu să sapi fântâna? Știți ce înseamnă asta? Stimați frați și surori și prieteni, har! O favoare pe care nu o meriți și cineva ți-o oferă. Intri în casă, dormi, intri în casă, mănânci, intri în casă, bei apă și toate astea sunt o favoare pe care altcineva a făcut-o pentru tine și pentru mine. Și întreb, Doamne Dumnezeule, dar ce ceri în schimb pentru că am intrat în casă, pentru că am mâncat, pentru că e apă, pentru că cineva a depus efort, pentru că cineva... Ce ceri? Zice Dumnezeu exact ca maică-ta. Atât ce? Să nu mă uiți. Am cântat în seara asta sângele Lui. Am cântat în seara asta despre dragostea Lui. S-a vorbit aici despre bunătatea Lui, că ne-a dus la biserică. N-am venit aici că noi suntem grozavi. Am venit aici că o mână puternică a Lui Dumnezeu ne-a ținut în viață. Să spunem din toată inima gloria Lui Dumnezeu. Sănătatea ta ține un fir de ață, de păr. La ora asta am câțiva prieteni, n-am bănuit vreodată 2-3 ani în fața mea. M-a sunat unul, știi, Cristi și Emma, am fost la, anul trecut în Germania, l-am vizitat, niște oameni s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu de câtva timp. Și ne întâlnim în Bistrița, în sala polivalentă, cu vreo 3-4 săptămâni în urmă la o evanghelizare. Se termină, vine soția lui și îi zburau lacrimile din ochi. Și ați auzit de soțul meu? Și ce? I-a auzisem o altă discuție. Și era să ne încurcăm acolo. Îi zburau lacrimile efectiv din ochi. Zice, i-au găsit pe limbă, așa, ceva, o bubiță. N-a băgat-o în seamă. S-o fi gândit cum am avut și noi pe limbe tot felul de afte și de alte lucruri. Zice, l-o-te deranjat o zi, două săptămâni, el e muncitor, ca și voi toți, rupe normele. Și s-a dus la doctor și mă deranjează aici. Și nu se vindecă. Eu luat de acolo și ce credeți că a scris pe buba aia și pe aia? Cancer. Și lui s-a rupt viața într-un minut. Tu n-ai asta în seara asta. L-am sunat de câteva ori, zice, m-a băgat la operație peste vreo 2 săptămâni, nu știu ce va fi. O soră din biserică, care mai tânără decât mine, ziceam că e una dintre cele mai sănătoase persoane. A mers în America, a făcut un tur pe acolo cu soțul ei, a venit acasă, nu s-a simțit bine, a zis, bă, cred că de la mâncarea din America, că e diferită. Și eu mers la medic, nu știu ce, i-au dat medicamente, i-au trecut, s-au dus la Cluj. Ce credeți? Unul din rinichi, un rinic din doi, era terminat. Da, era o tumoară acolo și de 3 zile a extirpat un rinic afară, are numai unul. Speră că trăiește cu unul. Tu ai 2 în seara asta. Trăiești într-o casă, zice, nu tu ai clădit-o. E plină de bunătăți, nu tu le-ai așezat acolo. Ai fântână, scoți apă, nu tu ai săpat-o.
Ăsta e harul lui Dumnezeu și favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. Poți să ai o discuție cu sufletul tău în seara asta? Poate te-ai gândit la o altă predică. Poți să ai o discuție cu tine în seara asta? David a avut-o. Poți să ai domnișoară care știi și ești frumoasă și inteligentă și întreagă? Poți să ai o discuție cu tine și să-i spui sufletului tău, suflete, binecuvântează pe Domnul. Și tot ce este în mine, tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Și te rog, suflete, te rog ceva. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Că ăsta e riscul. Citeam după masa asta de Iona, făcea o rugăciune, mi s-a deschis Biblia acolo, rugăciune din pântecele unui pește. Și nu mă gândeam să fac o rugăciune pe fundul, la zăvoarele pământului acolo, de acolo mă rog, și mi-am adus aminte de acolo, din pântecele pește, mi-am adus aminte de Dumnezeu că L-am uitat. L-am ignorat, m-a trimis în stânga, a mers în dreapta. Poate și pe tine Dumnezeu te-a trimis să vii la biserică, de te-ai dus în altă parte. Ți-a zis să faci ceva, n-ai făcut ce ți-a zis Dumnezeu. Tot pe contrasens. Cum vrei să-ți aduci aminte de Dumnezeu și de cuvântul Lui? Păi uneori Dumnezeu ne îngăduie în momente grozave, teribile, uneori cădem jos, suntem aproape morți și de acolo ne aducem aminte. Băi, există Dumnezeu. Am discutat cu atâți oameni și mă pochez. Domnul pastor, mă pochez. Zic, când? Prieteni dragi care sunteți la biserică, vreți lipsă un rinic, vreți Dumnezeu ne îngăduie în foarte multe lucruri bune, dar uneori îngăduie și încercări în viața noastră. Sunteți aici în seara asta, sufletul vostru are o legătură cu Dumnezeu, ți-aduce aminte de Dumnezeu? Nu de un program de biserică, nu pe furii să-i spui o voce, Doamne, ești bun, ești mare, ți-aduce aminte de Dumnezeu, efectiv. Și Israele, să nu mă uiți. Te rog să nu mă uiți. Eu sunt Dumnezeul care te-am scos din Egipt. Și apostolul zice, sunt unii care au uitat, au uitat total că au fost în Egipt. Au uitat că cineva i-a curățit de vechile lor păcate. Au uitat, efectiv au uitat. Cât de repede poți să-L uiți pe Dumnezeu? Și nu-i plăcut să uiți pe maică ta, care te-a născut și te-a alăptat și te-a crescut. E bine să o mai sun din când în când să te explicați. Nu e bine să uiți de tatăl tău care își risipește o bună parte din viață, deși nu-ți dai seama, tinere care mă auzi în seara asta. Îl vezi că merge dimineața la serviciu și vine seara și cu asta. Asta e treaba ta, tată. El își risipește în fiecare aventură, între ghilimele, de muncă, o bucată din sănătatea lui. Nici nu știi cât îl ai. Mi-aduc aminte de un copil care și-a îmbrățișat tatăl, care l-a neglijat pe taică s-o vreme. Și tată, nu vreau să mori. Și vreau să-mi iei și copiii mei în brațe, că nu-i avea. Sunteți aici în seara asta. În relațiile între noi, de atâtea ori uităm. Uităm oamenii care muncesc și luptă pentru viețile noastre. Nu vreau să mă duc. Mi-a spus fratele Luigi în urmă cu o săptămână că am vorbit de părtășie și aș vrea să te strâng în brațe, să te pup odată, că ai vorbit frumos despre predicatori, dar despre ei cine să vorbească frumos? Când ai scos în evidență și pe noi slujitori în raport cu biserica, ăsta ar putea să uitați și voi de oamenii ăștia care cât de cât să străduie să mai aducă câte o predică, câte un cuvânt, să roage, să le dea Dumnezeu lumină. Nu vin așa pe bandă să le luăm undeva ca și portocalele în Spania. Să stai înaintea lui Dumnezeu pe genunchi, să-ți dea inspirații. După ce vii în față, e și mai greu. Pentru că aici sunteți sute de oameni care așteptați să vorbească Dumnezeu. Iar mie îmi tremură inima în mine că trebuie să spun ceva care să vină din inima lui Dumnezeu, care să fie pentru inima ta. Și mă rog, bunul Dumnezeu, să te binecuvânteze. Nu uitați să prețuiți astfel de oameni, spune Biblia. Foarte mult. Nu pentru că ei sunt grozavi, ci din pricina slujbei pe care o fac. Din pricina lui taică-tău care muncește, a lui maică-ta care nici măcar nu-ți dai seama cât te face, nu uita, nu uita de părinții tăi. Dar asta trece, meargă, mai le trecem cu vederea, dar când uiți de Dumnezeu, este riscul imens să pierzi relația cu El. Mă rog în seara asta, Dumnezeul care ține în mână toate lucrurile să atingă de voi în seara asta. Ți-i prea bine și ai uitat de Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu niciodată nu te îndeamnă să uiți de Dumnezeu.
Harul Dumnezeu te îndeamnă și te învață întotdeauna să-ți aduci aminte de Dumnezeul tău și să-L binecuvântezi în orice vreme. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea și să spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Este cineva aici care de cauza binelui a uitat de Dumnezeu? Este cineva? Este vreo tânără aici care din cauza că e frumoasă și e deșteaptă și are părinți și are de toate, nu s-a mai rugat în ultimele săptămâni? Este cineva? Este un flăcău aici care toate lucrurile mei strună, ai iPhone, ai iPad, ai casă, ai dormitor, ai de toate și nu te-ai rugat în ultimele săptămâni sau luni de zile sau de mult nu te-ai rugat sau nu te rogi de obicei și ai uitat de Dumnezeu? Dumnezeu îți vorbește ție în seara asta. Toate le poți pierde într-un minut. Și asta nu-i bai, că îi pierde iPad-ul și telefonul și multe. S-ar putea să zriști veșnicia ta. De aceea mă rog în seara asta, așa cum spune în Proverbe, adu-ți aminte de Dumnezeul tău în zilele tinereței tale. Tinerețea nu e un timp în care să te uiți doar la pământ, să te uiți doar la perspectiva care te poate oferi pământul ăsta. Tinerețea este un timp în care să-ți aduci aminte de Dumnezeu ca să știi cum să trăiești pe pământul ăsta, ca să știi cum să te însori, ca să știi cum să te măriți, ca să știi cum să-ți duci copiii și să-ți crești copiii și să simți că singurul care poate da binecuvântare și să crezi asta este Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui, într-o lume care nu mai crede asta. Venind aseară de la Deva, de la o altă evangelizare, am ascultat radio Vocea Speranței a fraților adventiști. Și acolo s-a discutat despre generația tânără, bazat pe un studiu care s-a făcut și asta și asta. Am fost îngrozit să aflu, în studiul ăla făcut pe tinerii din Europa, că între tinerii creștini și cei care n-au treabă cu biserica aproape atei, când ce privește săvârșirea multor păcate, nu există mare diferență. Și atunci te întreb, să tem de Dumnezeu sau este doar o formă? Se vorbea acolo de tineri evanghelici neapărat, de tineri creștini care cred și care nu interesează. Că de fapt trăirea era aproape aceeași și procentele diferențe erau foarte mărunte, nesemnificative. Spuneau o grămadă de pastori din toate bisericile care erau aseară și discutau acolo în emisiunea respectivă. Pentru că s-ar putea creștinismul ăsta doar spoit să ne facă să uităm de Dumnezeul nostru. Mă rog în seara asta, știu cine este aici, nu mă bazez pe mine, am fi pierdut cu toții. Ne bazăm pe Cel care mișcă în adunare și acest este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt poate trezi tânărul acela, Dumnezeu, Duhul Sfânt poate trezi tânăra aceea, Duhul Sfânt poate trezi bărbatul ăla super preocupat de familie, de viitor, de material, de România, de Irlanda, de progrese, de copii, de prunci. Lăsați pe toți, aduceți-vă aminte că singurul care vă poate binecuvânta în fiecare zi este Dumnezeu și ziua de mâine nu este a voastră, ziua de mâine este a lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne dă o întrăiu, dacă nu, de acel pe care vrem să-L înălțăm cu toată inima, să fim siguri că suntem legați de El, este Dumnezeu în seara asta. Glorie ție, Doamne! Un alt motiv legat de acesta de care, prin care putem uita de Dumnezeu este mândria și capacitatea noastră și mentalitatea noastră de a spune niște lucruri care Dumnezeu le penalizează și avertizează poporul evreu aici. În capitolul 8 din Deuteronom, versetul 10 și 11 și apoi 14 și 17, citesc selectiv. Când vei mânca și te vei sătura, vă dați seama ce zice Dumnezeu aici? Păi tu vreți, l-aș binecuvânta pe Dumnezeu dacă ar face niște minuni? Și Domnul îi spune evreului, când mănânci și te saturi. De foarte multe ori venim la biserică și nu avem chef să ne rugăm. Dar pentru ce să ne rugăm? Și trebuie câte un expert dintre frați să vină aici în față să ne resusciteze cumva, să ne trezească cumva. Păi chiar, pentru ce să mă rog? Tu pentru ce ai vrea să te rogi în seara asta? Și Dumnezeu îi zice, evreul îi zice, când vei sta la masă și mănânci și dacă ajungi să te saturi, în momentul următor să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău. Să spunem cu toții aleluia. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-o va da, ți-a dat-o. Vei să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău.
Versetul 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, și spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Iată cum este penalizat aici. Mândria! Citesc și versetul 17 ca să facem legătură. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Frați și surori, știu că uneori dorim niște predici colosale. Încep să mă coc și eu. Astea ne ucid pe noi. Mentalitățile slabe. Zice Dumnezeu, de aici pleacă relația, din mărunțișurile astea ale vieții. Zice, nu cumva în mândria ta și în nebunia ta să zici, mâna mea a făcut asta. Să-ți asumi tu aceste binecuvântări și aceste haruri felurite, cumva mâna mea și puterea mea a adunat și a făcut și a adres. Unde sunt românii care vorbesc așa? Uite ce am făcut, uite ce am realizat, uite când m-am luptat. Dar să vezi, este o laudă agresivă prezentată uneori în adunările noastre, excesiv de mult și de des și un timp îndelungat în slujbe în care în mândria și în fatoarea multor predicatori și a slujitori și a oamenilor simple din biserică ți arată fățiși verbal deja că noi suntem puternici, că noi ne-am descurcat, că noi știm, că noi coordonăm și că noi suntem în centrul alteței. Dumnezeu n-a penalizat verbalizarea unei asemenea mentalități. Dumnezeu a penalizat mândria de a spune înăuntru tău. Dacă ajungi încă și să spui ca frază, eu am făcut și am drept și m-am descurcat, deja e foarte grav. Problema este când încep să zici în inima ta, eu și cu puterea mâinii mele am făcut asta. Frații mei, nu pentru că noi tot vrem să vă spunem, suntem aici datorită și pentru și așa. Dumnezeu vă vorbește prin noi și Dumnezeu vă vorbește prin cuvânt. Suntem aici datorită harului exclusiv al lui Dumnezeu și dacă credeți, să spuneți toată adunarea, amin. Tot ce avem am primit de la Dumnezeu și tot ce avem este harul felurit al lui Dumnezeu. De poți cânta, de poți predica, de poți vorbi, de poți să muncești, de poți să faci orice, de poți să faci orice, ține minte să binecuvântezi pe Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a scos cu braț puternic și ți-a dat toate aceste binecuvântări și spun din toată inima, lăudat să fie numele Domnului. Zice, dacă vei locui în case frumoase, nu-i problema că ai o casă frumoasă. N-am făcut niciodată teologia sărăciei, nici nu o să o fac niciodată. Nu contează că ai pâine pe masă să te saturi. Foarte bine, Dumnezeu vrea să te saturi. Cel neprienit mănâncă până să satură. Nu-i problema că mănânci bine, nu-i problema că ai casă frumoasă, nu-i problema că ai har, nu-i problema că Dumnezeu îți dă har după har. Asta vrea El, glorie Lui în veci. Problema este să nu-L uiți. Și să-L binecuvântezi pe Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Din toată inima Domnul să se atingă de întreaga adunare. Știu că Duhul Sfânt este prezent aici în seara asta. Și știu că Domnul îți vorbește inimii tale, care l-ai uitat pe Dumnezeu. Te uiți la tine în oglindă, te uiți la tine în cămară, te uiți la tine în frigider, te uiți la tine în cont, te uiți la tine la ce ai la poartă, te uiți și ai o satisfacție așa. Doamne, ce am realizat. N-ai realizat nimic. Tot ce ești, ești prin mâna și puterea Dumnezeului Celui Fiu. Nu știu unde-i simplitatea asta, unde-i credința asta. Unde-i pocăința asta? Vă aduceți aminte, nu, de frații bătrâni care s-au dus în cea mai mare parte? Păi dumnealor nu își permiteau să vorbească vreodată așa. Ei au înțeles ideea. Au înțeles Biblia, au înțeles inima lui Dumnezeu. Mulți nu aveau carte, nu știau citi. Al doilea cuvânt, dacă va voi Domnul, cu ajutorul Domnului, Domnul ne-a dat. Vai ce grădină aveți! Domnul a făcut. Ia ce mere faine aveți. Domnul le-a dat. De nu era El. Băga gheață, făcea asta. Bă, oamenii ăștia nu au fost. Oamenii ăștia au fost cei mai normali oameni care am avut noi în România. Și îmi permit să spun că dumneavoastră, mulți de aici, în frunte cu mine, suntem produsul unei asemenea gândiri simple, corecte și biblice. Suntem aici. Harul lui Dumnezeu e mult mai mare pentru noi, e mult mai larg pentru noi, e mult mai profund pentru noi, avem mai multă școală, suntem mai deștepți, dar s-ar putea să riscăm, să zicem în inima noastră, noi am reușit. Și mândria să o penalizeze.
Am spus de multe ori și predicatorilor mai tineri și oamenilor în general. Dumnezeu nu că înțelege sau este de acord sau susține așa. Bă, mai greșești, mai te agiți, mai ridici tonul. Domnul este acolo să te educe, să te șlefuiască, să te crească, să te ierte. Cel mai periculos lucru este când intri în contradicție și te duci într-o gândire în care iei puțin din slava lui Dumnezeu și din harul lui Dumnezeu să-l tribui ție. Atunci Dumnezeu s-ar putea să mânie grozav. Că doar El știe din ce suntem făcuți. Știe când suntem slabi. Și niciodată un om slab care s-a prăbușit și și-a zdrobit inima înaintea lui Dumnezeu nu i-a dat șutul și a zis, pleacă afară! Niciodată n-a făcut asta. Cu mine n-a făcut-o de mii de ori. Slab, Doamne, slab, slab. Vino aici să te ridic. Eu pentru ea slab am venit. Dar întotdeauna este atât de periculos să te... și în mândria ta nu cumva să zici asta, vorbele astea. Bunul Dumnezeu să atingă de toți care suntem aici în seara asta. Și Dumnezeu să ne dea izbândă și dacă am uitat de Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute să ne aducem aminte. Putem să spunem amin? Vă dau un exemplu foarte simplu cu uitarea asta. Încă unul din Biblie. Știți că Iosif a ajuns în pușcărie. Că nevasta lui Potifar l-a învinuit pe nedrept, a ajuns în pușcărie și a fost acolo cu paharnicul și cu pitarul. Vă aduceți aminte, nu? Da? Și amândoi au visat un vis. Primul a zis paharnicul, Iosif l-a tâlcuit și i-a spus, vezi, asta se va întâmpla peste 3 zile, o să fie repus în slujbă, o să țin paharul iar în mâna ta și o să-l dai împăratului. Și pitarul, știți, provocat de... Niciodată nu trebuie să știi că un cuvânt pentru alții e exact și pentru tine. Și când au auzit că ăsta e o tălmăcit așa bine, unii se zice, bă, prorocul ăla zice bine, tăți mergeți acolo. Dacă el ai prorocul Dumnezeu, nu zice bine tot timpul. Zice ce zice Dumnezeu. Amin? Și pe aia tălmăcirea a fost exact inversă pentru asta. Și au zis, uite, 3 zile și tu o să ai un alt final. Dar eu zic lui Pardi că așa se întâmple, dar după ce ajungi acolo, în poziția aia, știi ce l-a rugat, nu, Iosif? Zice, să nu mă uiți. Să aduce aminte de mine că stau pe nedrept aici de atâta timp. Și ce s-a întâmplat? Paharnicul și după ce a ajuns în bine înapoi, a ajuns din nou în poziția lui și dădea paharul gusta și poți să bei că în regulă, zice, a uitat pe Iosif. Asta e. Știți ce l-a făcut să uite? Spuneți toți aici, bunăstare. Și când a apărut o criză și faraon a visat un vis, parcă îl văd așa că nu-mi place să joc teatru în biserică. Ai de capul meu că am un prieten, zice, folosește tot timpul fraza asta, așa mai spiritual. Spune, eu nu știu niciodată că ai de capul tău, că capul tău este Hristos. Nu? Și fai, parcă văd că-și dă o palmă. Ce greșeală am făcut, faraon, maestate, am făcut o greșeală mare. Eu am uitat ceva. Am uitat de o persoană extrem de valoroasă, prin care Dumnezeu mi-a vorbit direct și clar. Dumneavoastră de câte persoane valoroase ați uitat? Poate este cineva în biserică care ți-a cerut să te rogi pentru el sau pentru ea. Și prietenul ăsta și-a uitat soția la propriu. La câți bărbați care ascultă predica din seara asta ați uitat că aveți soții pe lângă voi? Care trebuie băgat în seamă și așa mai departe. E valabil și invers. Copii care ați uitat că aveți părinți, este o seară interesantă. Simt eu asta în inima mea. Când Duhul Sfânt lucrează în multe inimi, la niște sensibilități, care nici măcar nimeni nu ne-am gândit la ele în seara asta. Tu de cine ai uitat? Paharnic a uitat de un om extraordinar, nevinovat, prin care Dumnezeu a vorbit. S-ar putea și tu să-ți fi vorbit Dumnezeu prin oameni. Ai uitat de ei. Ți-e bine acum. Atunci avea nevoie de ei. De lacrimile lor, de rugăciunea lor. Avea nevoie de încurajarea lor. Cum i-ai uitat pe toți? Sper din toată inima
cred că seara asta Duhul lui Dumnezeu este aici și mai aduce aminte la câțiva de niște lucruri care trebuiau făcute și nu le-ați făcut. Și poate că acum este momentul să fie extraordinar. Acum mi-aduc aminte de greșeala am făcut-o. Ei, dacă ați aduce aminte, nu e prea târziu și Domnul este aici să-ți aducă aminte lucrurile astea ca să te poți pocăi față de niște lucruri care le-ai promis că le faci și nu le-ai făcut. Dumnezeu să se atingă să te binecuvânteze în această seară. Să te atingă să binecuvânteze inima ta în această seară. Că și Iona s-a rugat și mi-am adus aminte de Dumnezeu și promit că împlinesc toate juruințele. Știți de unde s-a rugat? De acolo, din fundul mării. Nu cred că vrei să ajungi acolo și de acolo să... Mai bine în seara asta. E cald, e bine, e un pic târziu, dar nu prea târziu. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă în seara asta. Un al treilea lucru care vreau să vă spun în seara asta este că trebuie să-ți aduci aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, ți-aduci aminte de Dumnezeu și de tot ce a făcut El prin harul Lui în viața ta. Dar aș vrea să-ți aduci aminte așa și mai concret... Mai concret, cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este un oftat al multor slujitori. Cât citim noi Biblia? Proverbe, capitolul 3, spune: Fiule, adu-te aminte de învățăturile mele și nu uita sfaturile mele. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Ele îți vor lungi anii vieții tale și El vor aduce multă pace și multă binecuvântare. Sunteți aici, penticostali, baptiști, ortodoxi și sfii. Singurul care poate să ne aducă sănătate în suflet și în trupul nostru și binecuvântări mărețe este cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Mai știți ceva despre El? Vag, așa mi-aduc aminte, când eram copil, îmi zice tata psalmul X. Frumos! Primul lucru care l-am recitat în viața mea, când am fost mic, n-o bănui nimeni, nici eu, singurul care știa era Dumnezeu, că eu o să predic vreodată. Bă, da, mă băga și pe mine tata odată și trebuie să reci și tu în biserică ceva. Bă, de cânta nu știi, n-ai voce, asta e clar, și învață și tu un psalm. Și m-am dus, bă, și știu că atunci am recitat psalmul 116. Păi, 10 de ani, mulți de atunci. Nu lui toată viața mea. Iubesc pe Domnul că ce-l aude, glasul meu și cerele mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine. Nu vedeam nimic atunci, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurați legăturile morții, mă apucați dorele mământului, eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește în sufletul, Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Cred că aveam vreo 90 ani. Nu să-L uit toată viața. N-ai cum să uiți. Adu-ți aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Ca să aduți aminte de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L așezi în mintea ta. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Și toți pe parcurs ne aducem aminte de vocea lui mama. Câteodată nu înțeleg pe Mariana, pe nevastă mea, câteodată. Bă, atâta le toacă capul și tocându-l al lor, câteodată îl toacă și pe a meu. Bă, al lor e mai fragil, rezistă, ăștia n-au treabă. Din păcate, câteodată n-au treabă, efectiv n-au treabă. Eu sunt mai obosit cu predicile, cu adunările, cu vâjeala asta, vieții mele complicate. Și când mă duc acasă, eu vreau liniște. Și nevastă mă își face treaba. Zice, nu-i voie aia, nu-i voie aia. Nu. Pe toate sectoarele, mâncare, asta, dincolo, aseară l-a luat pe Robert în primire că și-a luat două, o roșie și un ardeu nespalat. Și el l-a tăiat. Bă, nu vezi că așa, și așa, și așa, și așa. Și mari, te rog frumos să taci. Lasă că eu îi spun și intră în cap, zice. Și zic, Robert, ca să nu mai vorbească maică, du-te spală roșia asta. Bine, hai să mă duc să o spăl. Și să vezi cum intră în cap. Că nu pot să o contrazic, că și mie mi-a zis Mariana foarte multe lucruri și mi-a intrat în cap și le fac. Deși mi-a fost foarte greu să accept că vreau să le fac. Dar după aia le-am făcut. Ca să poți să ai beneficii în viață, trebuie să adungi și să strângi. De aceea, Domnul să binecuvânteze orice inimă în seara asta și Dumnezeu să vă ajute să vă întoarceți și să ne întoarcem cu fața înspre cuvântul Dumnezeu și spre Sfânta Scriptură. Spuneți toată adunarea, amin. Asta e șansa generației voastre, Biblia! O aveți pe telefoane foarte bine. Numai să o băgați și în cap.
Că s-ar putea să ții telefonul, că tot vorbesc de uitare, s-o duci cu tot cu Biblie. Dar tot ce ai așezat în mintea ta, v-am făcut un exercițiu de la 9 ani cu Psalmul 116, nu uiți toată viața. Și cel care te va ajuta și îți va aduce aminte tot ceea ce ai învățat este Duhul Sfânt al Dumnezeu care este prezent aici și 24 din 24 în viața ta. El îți va aduce aminte tot ce am adunat, ce am învățat. De aceea trebuie să fim o generație care ne întoarcem cu fața înspre Scriptură. Câți de aici votați, ridicați mâna sus. Să punem mâna pe Biblie. Nu se poate. Suntem pierduți cu toții dacă nu punem Biblie. Adu-ți aminte de cuvântul lui Dumnezeu ca să-L împlinești. Nu vreau să vă țin mai mult pe tema asta, e foarte largă, o știți foarte bine, numai că vreau să vă aduc ce a spus fratele Domnului Iisus Hristos, fratele Iacov, apostolul. Zice, bă, fraților, nu fiți niște ascultători uituci, înșelându-vă singuri. Deci aici cu problema cu uitarea. Zice că un om care aude cuvântul lui Dumnezeu și uită îndată. Am o predică undeva pe internet, ne-am pierdut niște prieteni cu predica aia. Da, păi, bine că i-am pierdut. Predica aia se numea Cât te ține pocăința și s-au simțit ei puțin lezați. Cred că chiar am avut dreptate. Că am folosit atunci pe Petru în povestea asta. Acum nu intrați pe internet să vedeți unde am ținut-o ca să vedeți ce prieteni mi-am pierdut. Că sunteți prea deștepți, da. Și am predicat atunci de Petru că îi spune seara pe la ceva oră Domnul, Petre, în noaptea asta tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Nu cântă cu curigul dimineața cocoșul pe la 4 că tu ești rezolvat. Și zic, bă, eu niciodată. Și bă, ce decizie, ce promisiune, ce jurință, ce predare. Și cât te ține vorbele tale, fără puterea lui Dumnezeu. Nu te prinde dimineața și ești faliment. Singurul care te poate ține cu brațul lui și cu puterea lui și cu harul lui este Dumnezeu. Și ce trebuia să facă Petru? Să creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Să uite pe ceas, e 3. Doamne, ajută-mă să nu mă leapăt. Doamne, cred în cuvântul Tău. Doamne, cred în cuvântul Tău. Vine slujnica. Doamne, cred în cuvântul Tău. Doamne, cred în cuvântul Tău. Dar asta nu facem noi. Auzim predica și când ești pe stradă, l-ai uitat. Și uită îndată. Și exact ca și un om care îți privește fața într-o oglindă și o vede. Are o pată aici, una aici. Și când ies afară, zice, bă, nu știu cum eram, habar n-am. De aceea mă rog în această seară ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să ne ajute să ne aducem aminte de cuvântul Lui. Dumnezeu să te binecuvânteze în seara asta. Ca și la primul punct concret. Tu poți să-ți aduci aminte de vreun cuvânt în momentele astea? Ți l-a spus Dumnezeu săptămâna asta? Cineva a trecut printr-un moment delicat și mi-a zis, roagă-te pentru noi. Mi-a zis, mai mult am vrut eu decât mi-au zis ei. Și m-am rugat, cu sinceritate, cu credință. Și obișnuiesc, nu tot timpul, nu fac asta tot timpul, dar câteodată fac. De ce să nu mă ascund? Și tata meu a făcut-o. Deschid Biblia. Și era o situație complicată și deschid Biblia și mi se deschide la Luca, la pilda judecătorului nedrept. Cu el, nu se teme de Dumnezeu, de dar, așa, 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 oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte înaintea lui? Ba le va face, chiar dacă zăbovește. Și le trimit mesaj, m-am rugat, Dumnezeu are cuvântul ăsta pentru voi. Le va face dreptate, în curând, a zis, e acolo, e cuvântul ăsta. 2-3 zile vorbesc și Dumnezeu e prezent. Toate s-au întors invers cum erau, pentru că cel care este credincios și este între noi, este Dumnezeu. Dumneavoastră mai credeți în Biblie? Credeți în cuvântul lui Dumnezeu? Glorie Domnului! Emma a postat ceva azi că mă ia gura pe dinainte sau mă ia cum trebuie despre ceea ce a spus seara asta cu fetița, că le-a dat-o Dumnezeu. Și a citat Psalmul 30, nu? Și a zis, cum Domnul i-a luat sacul de jale și i-a schimbat tânguirea, că tot să tânguia pe parcurs, Doamne, când, și i-a schimbat-o în veselie și i-a dat cântare de laudă.
Pentru că cel care lucrează cu da și amin este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și și-a adus aminte de cuvânt și laudă pe Dumnezeu. Dumnezeu le mai dă o fetiță acum. Dumnezeu e bun. Dumnezeu e mare. Ne aducem noi aminte de cuvântul lui Dumnezeu sau îl uităm? Ce ne ține pe noi în picioare? Cine ține pe noi echilibrați în momentele dificile sau ușoare? Cuvântul lui Dumnezeu. Toate să țin prin puterea cuvântului său. Nimic din lumea asta nu se derulează fără ca Dumnezeu să nu împlinească cuvântul său. Nu vă temeți de ce se întâmplă, nu vă temeți de ISIS, nu vă temeți de nimic. Totul este în acord cu voia lui Dumnezeu care a pus-o în această carte sfântă numită Biblia, pe care vreau să o binecuvântăm încă o dată în această seară, să zicem: Doamne, îți mulțumim pentru Sfânta Scriptură! Și dacă ai zis amin, pune mâna pe ea. Ultimul lucru care închei și mă rog ca Dumnezeu să ne reîntoarcă într-o aducere aminte în seara asta, este mesajul, nu mai deschid acum Biblia din economie de timp, mesajul pe care Domnul îl aduce pentru îngerul bisericii din Efes. Asta e ca să vă readuc în punctul în care vi l-am anticipat puțin mai devreme, când slujind și ostenindu-te pentru Dumnezeu, poți să uiți de Dumnezeu. Și acolo spune: știu osteneala ta, răbdarea ta, faptele tale, așa, pentru că suferi din pricina numelui. Păi are acolo un CV-ul? Un CV-ul? Osteneală. Bă, câți pocăiți să ostenesc azi pentru Dumnezeu? Nu foarte mulți. Ăsta se ostenea. Și mai știu ceva. Și că n-ai obosit. Bă, ostenea, dar nu se lăsa. Doamne, să întâlnești un om de ăsta, un pocăit de ăsta care rupe tot pentru Dumnezeu, ostenești. Bă, te-ai obosit. Nu! Până la capăt. Și Doamne Dumnezeule, tu să ai 10 cununi pe cap. Mai îmi zic și mie, prietenii mei, nu știu dacă în serios chiar își doresc asta. Și vai, Gabi, ție 10 cununi ți-a dat Dumnezeu pe cap. Nu sunt convins că... să sperăm că... Dar nu să am 10 cununi, stați liniștiți. Una să o am, mulțumit. Aia care ne-a dat-o Dumnezeu și ne va da tuturor celor ce iubim și așteptăm venirea Lui. Din toată inima, gloriei lui Dumnezeu. Și mă, te întâlnești cu un om așa credincios, cu osteneală, cu răbdare, cu așa, urăște faptele necunoscute, protestează împotriva păcatului, protestează împotriva răului, respinge asta. Zice, și eu le urăsc, zice Domnul. Sunt exact pe aceeași lungime de undă. Și mai mult, este un om care nu-i stresat. Cât sunteți stresate aici? Hai, și stresat ăsta. Zice: am văzut răbdarea ta. De aia zic că nu-i stresat. Bă, să avea răbdare. Suntem generație, nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare în trafic. Du-te-mă odată. Om, n-am mărât de beclean, avem și noi acolo de orășel, să înfundă câteodată. Și nu mai avem răbdare. După aia am revins, zice: bă, dacă sunt ăștia în Paris, zice, stau câte 3 ore în trafic. Am ieșit eu de vreo 2 săptămâni de la București și când am ieșit din Ploiești până în Sinaia, 2 ore jumătate. Am văzut o doamnă care am văzut-o cu kilometri încolo, cu trecut pe lângă mine, pe jos. Oh, Doamne, mă dau jos, mă duc și eu pe jos. Și nu mai aveam răbdare. I-am zis, bă, eu plec, mă duc, nu mai... Și bă, mi-am pierdut răbdarea. Ăsta are răbdare din Efes. Are răbdare. Și Dumnezeu îi spune: am văzut răbdarea ta. Și am ceva împotriva ta. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Și vreau să fac un exercițiu de memorie cu tine. Și adu-ți aminte. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Și te rog să te pocăiești. Că dacă nu faci treaba asta, eu am venit, o să vin în biserica ta și o să-ți iau lumina, sfeșnicul, care reprezintă prezența lui Dumnezeu și îl iau de acolo și ești pierdut. Dacă te întorci la faptele tale și la acțiunile tale din tâi, totul e bine. Vă dați seama, omul ăsta, cât de bun slujitor era? Grozav. Dacă l-ați avea în biserică, l-ați pupa și pe un obraz și pe alții. Doamne, dăm 500 de ăștia și câștig lumea. Și când se uită Dumnezeu la el, zice: din cauza activismului tău extraordinar, din cauza dăruirii tale atâta pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu și pentru numele Lui, de fapt ai uitat exact de mine. Nu vă vine să credeți. Cine sunt un bărbați care lucră dimineața până seara și a uitat de voi? Dar lucră pentru voi.
Ați văzut sau nu ați văzut? Eu am văzut bărbați care lucră săptămâni, luni, ani de zile. Și bă, bărbate, și eu aici. Abia eu pentru cine lucru? Bă, de, să mă bagi în seamă. Să vorbim, n-am vorbit de 3 ani. E bine, cel mai corect lucru e să nu dai exemplu pe alții, să te dai pe tine, mai ales dacă ai ocazia. Și mai ales negativ e bine să te dai, că pozitiv sunt destui. Și zice nevastă, vreau să vorbim. S-a obosit. Eu sunt în carnișoasă aici. Și s-a obosit numai... Dar vreau să vorbim. Acum mă întreb și tu, tu știi ce înseamnă o predică? Tu știi câți kilometri am făcut, tu știi câți oameni am vorbit, știți că eu mai pot? Dar ea vrea să vorbească cu mine, că-i bărbatul ei. Și într-o zi am zis, dragă, știi ceva? Ai dreptate. Mie oamenii mi-au furat viața, nu mai am. Și nu știu cum să o iau înapoi. Că te zic ăștia politicienii că ne-au luat România să ne-au luăm înapoi. Eu chiar simt că oamenii mi-au luat viața. Și să-mi iau înapoi, să o împart cu nevastă mea, cu pruncii. Și nu știu cum să mai am, e foarte delicat. Am vorbit cu Luigi și nu mai pot zula. Eu mi-am luat-o că am plecat în America și m-am rupt. Și dacă nu muream într-un accident de mașină, mi-au dat niște profeții din astea și adormeam mereu la volana. Păi și eu adorm. Păi și asta e finalul. Da? Bun. Și vreau să vorbim. Păi nu pot. Păi azi ce rost are treaba asta? Mă întreabă. Atunci mă zgândărește la tălpi. Că și eu sunt bărbat ca voi. Orgolios. Adică eu pentru cine lupt? Cam asta e povestea din Apocalipsă. Eu pentru cine lupt? Pentru mine. Ai ideea mea, viziunea mea, lumina mea, ai... Bravo! Vreau să te aplaud. Bă, dar ce am? Bă, dragostea din tâi dumneavoastră, știți ce înseamnă? Spuneți aici cei care vă aduceți aminte de ea. Ce faci? Vorbesc. Bă, de o oră vorbești. Mai ai ce? Până dimineață. Aduceți aminte de faptele întâi. Am mai spus așa pe la anunț. Bă, când eram îndrăgostit de Mariana, n-am pierdut niciodată trenul, că n-aveam mașină aici. Eram în gară o oră înainte. Băi, mă, greu trece timpul ăsta, vine. Nu mă interesa nici de bate vântul, nici ploaia, nici de scârție roțile, nimic nu mă interesa. Vreau să discut cu ea. O oră, două, trei. Dragostea din tâi înseamnă tot ce am e pentru persoana aia. Toată viața mea, toată energia mea, exact cum e cântarea aia, toată energia mea o pun în slujba ta, tot ce am, numai o vorbăraie, o vorbăraie, o vorbăraie, o vorbăraie, încât oamenii mai în vârstă spune, bă, dacă voi tot vă iubiți așa, să vorbiți așa, nu-ți faci nimic în veci niciodată. Asta este problema. Asta este problema, că s-ar putea să facem foarte multe lucruri și să pierdem cel mai esențial lucru. Relația. Bă, fraților, mai trec și eu, că așa mi-e slujba prin casele oamenilor și văd case pustii. Chiar într-o noapte am visat o casă care deja e pustie. Pustii. În care s-a muncit mult de ambele părți și a uitat de ei. A uitat de ei. El de ea și el de el. El de ea și ea de el. A uitat. Și bă, noi suntem 2 străini aici în casă. Noi nu mai avem nimic să ne spunem. Și-au divorțat. Pentru că așa se divorțează de Dumnezeu. Uneori făcând activism și activitate foarte multă și uitând să ne întâlnim cu El. Dumnezeu vorbește în seara asta. Și sunt potriva ta. Cum să fii împotriva unui om care obosește pentru Dumnezeu? Cum să fii împotriva unui om care are răbdare, care urăște, care protestează, care suferă, zice, din pricina? Știu că suferi din pricina numelui meu, dar am ceva împotriva ta și dacă nu te pocăiești și nu te întorci, îți iau sfeșnicul și ești pierdut cu tot activismul. Să nu înțelegeți doar latura asta de pocăință. Fac pentru Dumnezeu. În detrimentul relației personale cu Dumnezeu. Cel care vorbește aici în seara asta este Duhul Sfânt al Dumnezeu. Dacă ai căzut din relația asta personală cu Dumnezeu, am văzut acolo afișat în seara asta, mi-a plăcut enorm, am zis că mi-o scriu pe foaie și mi-o pun în cameră. Iisus le-a zis,
Iar tu când te rogi, intră în odăiță, asta e dragostea de întâi. Încuie ușa după tine și roagă-te nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns te va răsplăti. Nu-l uita pe Dumnezeu, pastore a bisericii din Efes. Nu-l uita pe Dumnezeu. Că în primul rând Dumnezeu îi pasă de legătura ta cu El și a Lui cu tine. Și apoi pe asta trebuie să așezi toată activitatea și toată lupta și toată oboseală și toată... Mă lupt și eu. Uneori îmi scapă treaba asta printre degete. Simt că mi-e dor de Dumnezeu câteodată. Și m-ați întrebat cum, că tu tot timpul ești cu Dumnezeu. Nu, uneori sunt doar cu voi. Uneori sunt doar cu oamenii. Și tot le spun și le explic și eu rămân gol pe dinăuntru. Și cad obosit mort și nu mă mai întâlnesc cu El. Asta este problema. Și apoi vă întrebați că ăla a căzut, ăla... Cum se poate că era? Uite așa. El s-a gândit doar la voi. Iar voi l-ați ajutat tot timpul să gândească la voi, că toți i-ați cerut, rogă-te, fă asta, faceți asta, mergeți, aduceți, predicați. Bă, de ce crezi că Iisus se retrăgea seara să se întâlnească cu Tatăl? Că simțea că oamenii fură viața. Și viața lui era să-L aud pe Tatăl, să-mi spună Tatăl. Și că riscurile sunt bunăstarea, înțelegerea greșită a Harului Dumnezeu felurit care l-a revărsat peste noi, mândria, mentalitatea în care zicem noi am făcut, noi am tres, uitarea Bibliei, necitirea ei te va depărta de Dumnezeu 100% și îl vei uita. Cine poate să-ți aducă aminte de Dumnezeu? Nu? Am și eu niște profeții care mi-au schimbat viața. Niște foi uzate, prin multele foi uzate ale mele. Când simt așa că parcă îmi pierd ținta și mă dezechilibrează lumea asta, le iau și le mai citesc o dată. E o scrisoare de dragoste personalizată pe mine alea. El mi-a zis când aveam 21 de ani, eu te voi lua, eu te voi folosi, eu te voi trimite, eu voi avea grijă de tine. Bă, când simt că mă pierd, și eu scrisoarea și citesc. Și mi-aduc aminte de Dumnezeul meu. Dumneavoastră, cum vreți să nu vă gândiți la Dumnezeu fără să citiți scrisoarea? Cum poți să spui tu că îți pasă de soția ta când ea ți-a trimis un mesaj pe telefon și tu lasă că mă uita peste 4 ore. Și poate peste 4 ore te anunțele și nevastă te-au murit. Așa suntem noi cu Dumnezeu. Bă, a murit Dumnezeu. Adică a plecat. Tu unde ești în seara asta? Ați vorbit cu El? V-ați întâlnit cu El? Nu contează cât de mari și de grozavi suntem. Asta este povestea serii. Nu uita suflete al meu. Nu uita pe Dumnezeu. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Nu simțiți că e mai grozav psalmul ăsta la final decât l-am citit la început? Binecuvântează sufletul meu pe Domnul și tot ce este în mine. Să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Și de ce să-ți vezi deodată casa, să-ți vezi deodată bunătățile, vezi că te-a ținut Dumnezeu în viață, îți vezi părinți, îți vezi nevasta, îți vezi soțul, îți vezi crucea lui Iisus Hristos, vezi mântuirea, vezi perspectiva, vezi cerul, vezi tot ce ți-a făcut Dumnezeu și bă, îți vine să-L binecuvântezi pe Dumnezeu și nu mai întreb. Ai pune să mai cânt eu odată, să mai cânt eu cântare. Nu pus cântarea care e bună, de aia nu pot să spun eu ceva lui Dumnezeu și să mă rog. Asta este un minus enorm pe care bisericile noastre de astăzi îl au. Asta este un chin aproape dramatic a tuturor slujitorilor care stau de multe ori în fața unor adunări care nu știu, obosite și împrăștiate și confuze. Oare ce trebuie să-i spunem lui Dumnezeu în seara asta? Am zis că mereu visez când venim la biserică să venim
plin de Dumnezeu într-o asemenea măsură, când ne adunăm toți și ne lipim de o la altă, să fie o explozie. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău în seara asta. Haideți să stăm ridicați. Nu știu, ești aici în seara asta. Aș vrea să plecăm capetele. Tu știi foarte bine dacă ai uitat de Dumnezeu în ultima vreme sau nu. Știi și de ce ai uitat de Dumnezeu. Rugăciunea acelui om din Biblie care a spus: Doamne, îmi dau seama că e periculoasă bogăția, nu-mi da multă bogăție pentru că nu vreau să uit de Tine, Doamne. Tu știi exact de ce ai uitat de Dumnezeu. Suntem aici în seara asta și poate că vrei să te întorci cu fața înspre El în seara asta, să zici: Doamne, îți mulțumesc că ești aici, Doamne. Îți mulțumesc că n-ai plecat, că n-ai murit în raport cu mine și nu te-ai depărtat, Doamne. Spune-i sufletului tău: Doamne, suflete, trezește-te, binecuvântează-L pe Dumnezeu. Binecuvântează-L, nu uita cât bine ți-a făcut. Nu uita, suflete, spune-i ceva în seara asta. Dacă ești aici și ai nevoie de ajutor și ai nevoie de sprijin în rugăciunea asta și crezi că Dumnezeu ți-a vorbit ție, poate ești prieten și prietenă și de atâta timp te cheamă Dumnezeu și ai uitat că trecut ani și nu te-ai pocăit, nu te-ai botezat, n-ai venit să spui: Domnului, mă predau în seara asta. Dacă ești aici, tinere, care mă asculți în seara asta și ai uitat de Dumnezeu, ai uitat de tata, de mama, de Biblie, de tot ce ți-a spus Dumnezeu, Duhul Sfânt să mișcă în adunare în seara asta, ai uitat să fii sfânt și sfântă, am uitat, Dumnezeu este prezent aici în seara asta. Și este un moment când trebuie să-i spui: Doamne, mă trezesc, Duhul Tău mă trezește. Și dacă ești aici în seara asta și te-ai atins Dumnezeu și ai nevoie de o rugăciune specială, aș vrea să te invit să ai curaj, demnitate și să ridici o mână sus în seara asta. Dumnezeu să binecuvânteze toate mâinile care se ridică. Dumnezeu să atingă de viețile voastre în seara asta. Dumnezeu este aici să se atingă de viața ta. Du-ți aminte de Dumnezeul tău. Ți-a făcut atât de mult bine. Invit și pe Emma să vină sus să pregătească ei o cântare. Dar înainte să cânte cântarea asta, aș vrea să înalți o rugăciune pentru mâinile că s-au ridicat. Doamne Tată, știu că Te-ai pregătit seara asta. Ai pregătit-o pentru mine și pentru mulți de aici. Pentru că ne-ai vrut cu gelozie pentru Tine, Doamne. Ai vrut să ne simți inima, Doamne, deschisă, caldă, capabilă să audă vocea Ta pe care nu oricine o poate auzi. Doamne, îți mulțumesc pentru poporul acesta adunat în această seară, care efectiv, prin faptul că au venit aici în această seară, în această vineri, și-au adus aminte că Tu ești Dumnezeul lor, că Tu ești capabil să le vorbești, că Tu îți dorești să Te implici în viețile lor, în necazurile lor, în luptele lor, în bucuriile lor, în rugăciunile lor, în aspirațiile lor, în proiectele lor, pentru că Tu ești un Dumnezeu care nu ești împotriva noastră, ești de partea noastră, aleluia! Doamne, dacă cumva Te-am uitat, iartă-ne! Dacă în harul Tău felurit care L-ai revărsat peste familii multe aici, pentru bărbați, peste bărbați și femei, peste tineri și tinere, și ne-ai dat o grămadă de lucruri care niciunul dintre noi nu le meritam, dar dacă noi Te-am uitat, Doamne, iartă-ne! Și îți mulțumim că ne-ai vorbit să ne trezim în această seară. Doamne, vrem să ne întoarcem cu fața înspre Tine, Doamne. Nu vrem să spunem în inima noastră: brațul nostru a făcut. Vrem să fugim din zona aia și spunem: nu brațul nostru, nu puterea noastră, nu tăria noastră, ci numele Tău a făcut asta. Tu ne-ai scos din casa robiei, din păcat, din mizeria lui și ne-ai pus piciorul pe stâncă. Te lăudăm, Doamne Iisuse, în această seară. Dacă sunt aici oameni care se întorc la Tine în această seară, sângele Tău să curgă peste ei, să-i spele, să-i curățească, să-i repună într-o relație de dragoste cu cerul, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, binecuvântează toată adunarea. Doamne, de cumva am căzut din dragostea aceea frumoasă din întâi, Doamne. Când stăteam ore întregi pe genunchi și nu ne plictiseam. Dacă rugăciunea a devenit pentru noi, pentru mine, pentru alții, un efort prea greu, prea mare, dar în schimb suntem gata să facem eforturi pentru împărăția Ta, Te rog să ne ierți, să ne schimbi în seara aceasta, Doamne. Știu că ești aici, Doamne. Știu că Tu ai venit aici ca să vrei să ne vorbești.
și pentru ca să putem să fim și noi într-o zi acolo, în împărăția Ta, Doamne. Binecuvântează toți românii din Irlanda, din Dublin. Binecuvântează adunarea Betel, Doamne, adună biserica asta sub aripile Tale și fie, Doamne, ca să dai voință tuturor să se lase adunați. Mâinile Tale se întind peste biserică în această seară. Sunt singurele mâini din universul ăsta care pot aduna ce e împrăștiat. Sunt singurele mâini care atunci când ating ceva se vindecă. Sunt singurele mâini care atunci când ating ceva se înmulțesc lucrurile. Sunt singurele mâini care atunci când frâng ceva, acolo este binecuvântare. Aleluia! Atinge-te de orice inimă în această seară. N-ai venit, Doamne, să ne zdrobești. Ai venit să ne ridici în această seară. Ai venit să ne ridici inima noastră la o stare după voia Ta. Atinge-te, Duhul Sfânt, de adunare. Adu-o înviorare nouă! Pentru cei ce am pierdut fiorul prezenței Tale, ne aducem aminte de el în seara asta. Fiorul acela care ne făcea să simțim și în trupul nostru ceva special și unic. Era dragostea aceea din tâi, era dragostea aceea care ne făcea să nu ne mai pese din lumea asta. Era dragostea aceea care nu mai avea nicio dorință de a se întâmpla ceva din pământul acesta. Dezlipește-ne de țărâna aceasta, dezlipește-ne de pământul acesta, leagă-ne de cer în această seară. Tu ești Dumnezeul nostru și pe Tine Te căutăm, Doamne. Mama poate să-și uite pruncul alăptat, dar Tu ai promis că niciodată nu ne vei uita, Doamne, și niciodată nu ne vei părăsi, Doamne. Doamne, Te rog, adună-ne în mâna Ta în această seară ca un mănunchi sfânt și ține-ne în mână Ta până în veșnicie. Toate le-am cerut, Tată, în numele Lui Iisus Hristos și credem că Tu ne-ai ascultat rugăciunea și ai binecuvântat adunarea noastră într-un mod deosebit, Doamne, dar mai mult decât momentele astea grozave și frumoase, când ne vom întoarce fiecare în casa noastră. Ajută-ne să ne întâlnim cu Tine în seara asta, Doamne. Fiecare personal și să-ți spunem câte ceva vom avea de spus, ceva în odăiță în seara asta. Și să-mi spune lucruri frumoase și Tu ne vei spune lucruri frumoase și vom adormi într-o îmbrățișare frumoasă, binecuvântată, care va duce roade extraordinare în casele noastre și în familiile noastre, în relațiile care sunt aici între soți și soții și prunci. Tu vei aduce o vindecare, pentru că singurul care vrei să vindeci orice relație ești Tu, Iisuse, și prin sângele și puterea Ta și prin puterea Evangheliei Tale ne întoarcem cu toată fața spre Tine și îți mulțumim frumos. Amin.